S-a dat startul programului guvernamental Empretec 2018, destinat educării antreprenorilor. Dacă sunteți om de afaceri sau doar visați să vă dezvoltați propriul business, de astăzi vă puteți înscrie în acest program și ați putea participa la un workshop în care învățați cum să vă dezvoltați afacerea. În acest an, programul beneficiază de un buget de peste 500.000 de lei, așadar tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți procedural în program și apoi, dacă veți fi selectați, să mergeți la cursuri. Haideți să vedem cam câți antreprenori vor putea beneficia în acest an de această educație antreprenorială. Programul acesta nu este un program clasic prin care se face un transfer de know-how, un pachet de informație predat și transferat de către un trainer profesionist către grupul țintă. Este un workshop care durează 9 zile. În cadrul workshopului candidații înscriși și admiși la program vor desfășura diverse activități prin care vor învăța și vor fi învățați, deci este un program interactiv, să își dezvolte capacitățile și abilitățile antreprenoriale și nu numai. Este un program care nu lucrează pe parametrii clasici, să spunem, ci urmărește acel declic, această fulgerare prin care aplicantul își descoperă, să spunem, antreprenorul ascuns. Anul acesta, în 2018, bugetul alocat programului este de 504.000 de lei. Asta înseamnă că o să avem undeva în jur de 100 de beneficiari persoane fizice. Cum puteți fi unul dintre cei 100 de antreprenori care iau parte la proiectul Empretec? Simplu, intrați pe site-ul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și vă înscrieți în program. După ce se termină faza de înscrieri, persoanele care sunt eligibile vor fi chemate la un interviu. Abia după interviu vor fi selectați beneficiarii workshop-ului. Aplicanții trebuie să fie cetățeni români sau străini vorbitori de limbă română. Trebuie să aibă studii medii sau superioare finalizate. Se vor înscrie în program prin completarea formularului de înscriere, vor fi participând pentru prima dată la un atelier Empretec, vor declara pe proprie răspundere că vor participa în mod continuu la toate activitățile workshop-ului pe perioada celor 9 zile și vor declara pe proprie răspundere că sunt apți din punct de vedere medical. Workshop-urile vor fi susținute în câteva centre din țară, iar aplicanții din zona Cluj vor fi instruiți în centrul din Brașov. Workshop-ul va avea loc în perioada 5-13 octombrie.